Haideți să vă dau trei remedii, trei plante medicinale bune care ajută foarte bine la somn, relaxează, calmează. Numărul 1, eu consider că este roineța sau melisa, se mai spune. Puțin parcă miroase a lămâie. O cană, două de ceai, infuzie și bețe în fiecare zi, în a doua parte zilei, înainte de masă, cu o oră sau după masă, o să vă ajute. Pe locul 2 este lavanda. Este o plantă foarte bună, benefică. De asemenea, relaxează, calmează sistemul nervos, organismul. Puteți să o folosiți. Sunt și extrase de lavandă, uleiuri, dar cel mai ușor, infuzie. Puteți să adăugați chiar două, trei plante, de exemplu, lavandă, roiniță și gălbeniele sau măcieșe sau tei, ceva ca să schimbați puțin gust. A treia plantă este valeriana, nu o am la moment. Rădăcina, planta este tot o plantă foarte bună, se fac tincturi din ea, calmează, liniștește, are efecte asupra sistemului nervos, dar este o plantă foarte puternică, în special rădăcina, așa că nu se recomandă să luați în doze prea mari, luați câteva zile, apoi faceți pauză, nu o luați în termen prea lung. Și mai am o sugestie referitor la plante, fiți foarte atenți de unde cumpărați plantele. Deoarece o plantă medicinală bună trebuie să fie uscată bine, în voie, la umbră, ferit de razele soarelui, cu încăpere ventilată, nu în cuptor, nu la soare uscate. Uneori mai văd așa plante măcinate, uscate, miroase urât, ele au calitate foarte slabă. Și le luați și nu vedeți efecte. Plantele bune, de fapt, trebuie să ai efecte foarte bune să le simțiți, dar căutați la cineva care se ocupă, care strânge și nu are în cantități mari, industriale, manuale, strânge și are grijă ce strânge. Încă ceva pentru somn, pentru toți cei care aveți probleme cu somnul, insomnia sau somn prea mult sau somn prea puțin. Faceți un post. Eu am mulți oameni care i-am ajutat cu postul și au scăpat de problemele somnului. Faceți un post și o curățare a organismului. Post cu ceaiuri din plante mai multe zile, cu apă, cu ceaiuri din plante, o detoxifiere. Încă un lucru pentru cei care aveți probleme cu somnul este mișcarea. Nu subestimați asta. Mișcare în natură, în pădure, la aer curat, ca să creierul vostru să ai oxigen, să fie circulația sângelui, să ardeți din calorii. Un somn bun face foarte mult pentru organism. Dacă nu o să aveți somn bun, atunci se încep procesele în lanț. Imunitate, anxietate, depresie, lipsa energiei, după asta poate fi și diabet și multe alte lucruri. Așa că străduiți-vă să aveți un somn bun. Deci, încă o dată. Lavanda, roienița, valeriana, faceți posturi, curățați organismul, curățați ficatul, faceți mișcare destulă, beți apă destulă și o să aveți somn bun.